Avem acest condensator, se observă, are imediat aici ca să se vadă bine, are un microfarad la 250 de volți. Am să-l pun pe ieșire ca să vedem dacă este stabil sau nu în sarcină capacitivă. Deci acum suntem la puterea de 2 W pe 8 ohmi și pun condensatorul. Hai că a ieșit sonda, o prindem aici, a ieșit masa de la sondă, așa, iar acum pun condensatorul, așa arată, cu un microfarad la 250 de volți pe ieșire. Stai să dau mai mic ca să-l vedem mai bine, așa arată, deci cu un microfarad la 250 de volți pus pe ieșire și cu 8 ohmi sarcina. Asta înseamnă stabilitate pe sarcină capacitivă. Și ca să nu existe cârcoteli, că domne că doar la puteri mici faci, hai să facem la putere mare. Ne ducem în amplitudine. La circa 100 de W pe 8 ohmi. Circa 100 de W în 8 ohmi. Hai să punem condensatorul să vedem. Rezistă sau pocnește? Se aude? Și bineînțeles, hai și la putere aproape de maxim. Deci am ajuns în clipping. Reducem. Ia să vedem. Stai că nu face asta contact bine aici. Punem un microfarad. Să vedem cine mai cârcotește. Deja condensatorul s-a încălzit, nu mai pot să mai țin mâna pe el. Mai are un pic să topește. Asta înseamnă stabilitate pe sarcină capacitivă anticârcoteală.